Tauri, oarecum cred că ar fi interesant să abordăm puțin anumite domenii în mod special, pentru că cu adevărat anumite domenii sunt mai mult amprentate săptămâna aceasta. Să vedem, Valeriu, pentru Tauri, ce ți se pare cel mai relevant? La Tauri, capul de afiș Direct vizați de luna plină, sigur. da, nu ține neapărat luna plină, pentru că este un aspect favorabil pe care e bine să nu-l trecem cu vederea. Săptămâna aceasta, Soarele va face un trigon cu Saturn din Capricorn. Practic, avem această relație foarte benefică între planetele atât de aglomerate din semnul Capricornului și tranzitul solar prin Taur. Taurii, practic, săptămâna aceasta pot să aibă gânduri extrem de inspirate în ceea ce privește Și planurile de viitor. financiar, Ei se sigur. pot apropia de niște aluri, de niște idealuri, pot să își schimbe viziunea asupra vieții și pot săptămâna aceasta să își facă planuri care chiar au consistență reală. Da, și chiar am spus că este poate zodia cea mai prolifică din punct de vedere financiar în această perioadă. Exact. Mai mult de atât, cu stăpâna lor Venus, chiar în casa a doua a banilor, care face sextil cu nodul Nord, Taurii este posibil să primească săptămâna aceasta cu ajutor de la familie, pentru că destinul este în casa a patra a Taurilor, sau prin intervenția unor rude în o anumită sumă de bani care să îi ajute să rezolve o încurcătură financiară sau să facă o achiziție pe care și-o doreau de mult. Taurii, în orice caz, au un culoar astral extrem de favorabil, care le conferă continuitate și stabilitate. Și aici trebuie să fie foarte atenți, pentru că nu este un moment de răsturnare de situație, de schimbare. Deci nu este o săptămână favorabilă acelor tauri care se enervează și vor să-și dea demisia pentru că s-au certat cu șeful, sau care vor să plece din țară într-un moment de furie, sau care vor să se despartă definitiv de soț sau de soție din cauza unor mici neînțelegeri. Nu, săptămâna predispune la rezolvarea conflictelor, la depășirea unor tensiuni și are acest element de stabilitate, de continuitate. Tot ceea ce le vine taurilor ca o provocare este doar un obstacol pe care ei trebuie să-l depășească printr-o înțelegere superioară a lucrurilor și mai ales în relații, pentru că luna plină este în casa a șaptea a relațiilor. Da, spuneai că într-adevăr este mai relevant, sunt mai relevante trigoanele pe Capricorn, adevărat, dar sigur, luna plină vine și ea cu o infuzie mai mult emoțională. Opoziția luminarilor, da, totdeauna lumea, sigur, este lună plină, se întâmplă. Nu sunt, luna plină de fapt nu înseamnă niște schimbări fundamentale de Vine destin la sau, fiecare 30 de sigur, zile luna plină. exact, dar totuși nici nu putem să o ignorăm, fiind Corect. opoziția luminarilor, ea dă o predispoziție emoțională care te poate ajuta să iei o hotărâre sau să fii puțin mai implicat într-o acțiune sau să ai o influență și o infuzie, o empatie mai mare cu anumite persoane care îți pot fi de folos sau să remarci anumite persoane care nu sunt de folos. Deci, oricum, trebuie analizată și această infuzie energetică emoțională pentru ei, fiind cu soarele în semnul lor. Sigur că da, este destul de relevantă din punct de vedere al lorii unor decizii, al impactului pe care l-au asupra lor anumite persoane, dar nu trebuie să ignore absolut deloc anumite neliniști pe care le au în această perioadă. Cristina, o să ne vorbești imediat despre ele. Au acest Uranus care se pregătește să intre în semnul lor destul de agresat săptămâna aceasta. Sigur, și Mercur care le dă târcoale cu niște gânduri, cu o interiorizare puțin cam dificilă și dificil de înțeles chiar tot ceea ce le Poate trece prin cap. coșmaruri, Cu cu coșmaruri, insomnii exact, săptămâna cu aceasta. mesaje care le vin din partea celorlalți, poate și de natură ușor ezoterică, care oarecum îi pun pe gânduri și îi obligă să-și schimbe puțin sistemul de a gândi, dincolo de investițiile despre care ne-a vorbit Valeriu, care pot fi foarte frumoase. Deci, universul lor interior poate fi ușor tensionat de către acest Uranus și acest Mercur Da, taurii ușor au nevoie de multă tensionat. răbdare în această Da. lună, chiar răbdare cu ei înșiși și să planifice foarte serios, să stabilească obiective chiar pentru anul viitor. Da. Și să gândească chiar în această lună plină să reseteze obiectivele de multe ori, pentru că poate au luat-o pe o direcție greșită și este nevoie să aibă o perspectivă echilibrată și emoțional,
și asupra obiectivelor personale, mai ales până pe 15 mai, iar relațiile intime sunt în centru atenției pentru ei și există un moment bun pentru mulți de a începe o nouă relație care poate să-i ajute să iasă din niște dificultăți de multe ori despre care vorbea și Valeriu. Deci și Uranul împinge foarte mult, va fi până pe 7 noiembrie prezent în casa lui, împinge să exprime noi moduri și chiar să fie mai conștienți de natura lor adevărată. Chiar îi forțează să se regăsească și să, poate pentru mulți le este dificil să înțeleagă, să se libereze de modele vechi de gândire, cum spunea și Marte, creează o acumulare de energie, de nevoie puternică de a se afirma și de multe ori într-o manieră agresivă care poate nu-i ajută. Și să evite conflictul, ar fi bine să se libereze de mânie, de aceste frustrări prin sport, prin meditații, prin a citi o carte, prin a găsi alte modalități, pentru că și Saturn rămâne cu un puternic sentiment de datorie, le dă un puternic sentiment de datorie din interior și e important să nu-și piardă focusul la aceste obiective, pentru că fundațiile sigure pot urma și la anii viitori. Mercur-Saturn este o altă conjunctură foarte puternică, care începe pe 17 mai și le oferă într-un fel un suport de bună concentrare și atenție la detalii să nu greșească, pentru că și lucrurile perfecte făcute la timp să nu fie cu întârziere, ajută chiar să aibă discuții serioase, negocieri în afaceri. Și prieteniile făcute în această perioadă, cum am spus, 17-19 mai, datorită Mercur și Saturn, pot fi durabile și de încredere. Și Venus îi ajută foarte mult, dar cam pe 18 mai până atunci e important să-și reseteze obiectivele. Să mergem mai departe, Valeriu, să vedem pentru gazdele